Salut! Astăzi o să vorbim despre un sistem pe app portabil de la Cork, se numește Cork Connect. Și după cum puteți vedea, este foarte ușor, foarte compact. Din partea din față putem observa că este compus dintr-un difuzor de bas și două difuzoare de medie și înaltă. Are o putere RMS de 40W și o putere peak de 160W. Are un bas foarte profund pentru dimensiunea ei, dar partea interesantă și foarte, foarte captivantă este aici în spate, partea de conectică. Avem mai multe intrări pentru microfon sau pentru instrument cu conexiune XLR sau jack, două canale, iar la treilea canal îl putem folosi ori pentru un instrument stereo cum ar fi o clapă, ori cu un cablu cu jack de 3.5 pentru telefon sau are inclusiv conexiune Bluetooth pentru telefon, tabletă sau orice alt device. Avem inclusiv presetări pentru canalele de instrument, adică putem alege dintre o voce masculină, o voce feminină, o chitară electrică, o chitară acustică, la fel și pe partea de efecte. Aici avem partea de egalizare, iar în partea de efecte la fel putem selecta un tip de reverb mai mare, mai mic, pentru diferite tipuri de sări. Un volum general, volum separat pentru fiecare canal. Avem inclusiv pentru canalul de voce, avem un feedback suppressor, ceea ce ne ajută să eliminăm microfoniile. Acesta are și există și o aplicație pentru device-uri, pentru telefon, pentru tabletă, cu care ne putem conecta la el și în partea aceasta de EQ sau DSP avem mult mai multe setări pe care le putem face decât cele care sunt deja puse aici pe knoburile analogice. Este un sistem destinat în principal pentru cluburi, unde se poate cânta cu o clapă, o chitară, o voce, pot să pun muzică, pot să merg cu ea la o conferință și, după cum am spus, este foarte ușor de transportat și își face treaba foarte bine.